Hai salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial pe acest canal. Uh, astăzi facem un video în care explic puțin Escape from Tarkov din toate punctele de vedere, ce fel de joc este, cum se joacă și așa mai departe. Uh, <coughs> Canalul meu s-a născut așa, uh, dintr-o dată ca să zic, uh, am început tot o săptămâna trecută, am început cu câteva video-tutoriale, uh, după care, sâmbătă și duminică dimineață am făcut live, au fost primele două live-uri pe care le-am făcut pe acest canal și am văzut multe persoane care ar vrea Escape from Tarkov, dar nu îl înțeleg foarte bine, sau persoane care au luat Escape from Tarkov de foarte puțin timp. Și nu știu exact cum, cum funcționează jocul, de aceea am decis să fac acest video. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru suport, cei care au fost alături de mine în prima săptămână de canal. Uh, vreau să mulțumesc uh, lui Dani, un băiat care, duminică dimineața, ne-a făcut cadou acest card pentru a putea aduce un conținut. Uh, mai frumos pe canal, ca să zic așa. Mulțumesc frumos Dani. Și da, având în vedere întrebările pe care le-am avut, le-am primit de la diferite persoane, am înțeles faptul că nu este foarte clar jocul și aveți dreptate, nici pentru mine la început nu a fost foarte clar, nu a fost foarte ușor ca să să înțeleg jocul și să îmi dau seama ce am de făcut și cum funcționează. Știu că lucrurile astea sunt deja făcute pe internet, sunt o grămadă de tutoriale, dar sincer nu am prea văzut tutoriale în limba română. Uh, uneori este greu de înțeles în englez exact ceea ce vrea persoana respectivă să spună în tutorialul pe care îl face sau explicația pe care o dă, de asta am zis că ar fi drăguț să fac un, uh, un video de prezentare al jocului în românește, să avem și noi așa ceva. Bun, deci chiar avem uh, ecranul principal al jocului, unde putem să mergem să jucăm. După cum puteți vedea, sunt două modalități diferite de a juca. Este modalitatea PMC și este modalitatea Scav. Care este diferența? Diferența este că în modalitatea PMC tu intri deja cu Uh, Lutul tău, ca să zic așa, obiecte pe care tu le-ai colectat sau dacă ai început acum, le ai pentru că ți le dă jocul, tu poți să pui diferite obiecte pe tine, gen rig, backpack, uh, armă, armură, cască, căști, face cover, ochelari, double gun, dacă vrei și a doua armă să o duci cu tine, pistol, deci sunt diferite chestii pe care tu le pui pe tine. Și după cum puteți vedea aici, se adaugă, am pus arma respectivă și rigul sunt aici. Dacă eu intru în raid, mergem mai departe, îmi aleg harta, Interchange Custom Factory Woods, Reserve, Shoreline, sunt hărțile respective, sunt hărțile care momentan sunt disponibile, plus The Lab, pentru care o să avem o discuție după aceea ca să vă explic care e treaba cu The Lab. Alegem una din Uh, hărțile dis uh, disponibile, de exemplu Shoreline. Aici putem să ne alegem orarul în care vrem să intrăm. O să fie tot timpul un orar de diferență 12 ore. Asta pentru că uh, cine vrea gen să, joacă, să joace noaptea o să poată să joace noaptea, cine nu o să poată să joace ziua. Îți alegi orarul, mergi mai departe. Aici ai posibilitatea să joci offline <coughs> atât fără bots, dacă tu nu activezi pvo nu ai bots, nu ai absolut nimic, deci intri singur pe hartă, poți să te plimbi ca să înveți harta. Sau poți, gen, să te antrenezi activând PVE-ul și atunci o să ai bots în uh, hartă. Poți să alegi dificultatea botilor, să fie la fel ca atunci când uh, e online, easy, medium, hard, impossible sau random. Uh, poți să-ți alegi și deci cât de mult scav să fie pe hartă și poți să activezi gen și boșii de pe diferitele hărți pe care sunt, uh, sunt boș. Asta ca să poți să intri, să te joci puțin, să prinzi puțin mâna jocului, să-l înțelegi, să vezi hărțile și așa mai departe. Uh, după care aici ai posibilitatea de a asigura ceea ce tu duci în raid cu tine. Vezi, de exemplu, eu am armor bando care e deja asigurat, compasul, am câteva chestii care sunt deja asigurate, și sunt chestele gen arma, armor Rego, backpack-ul care nu sunt asigurate, nu sunt încercuite cu chestia asta aurie. Eu pot să le asigur, clicând pe ele, vedeți, devin aurii, după care îi dau click pe insur. Deci, asigur. Uh, chestiile mele. Pot să aleg și cu cine să le asigur, cu prapor sau cu terapist. Diferența este uh, timpul return rate-ul, practic. Vedeți aici la prapor, este very slow, adică durează uh, mai mult până când vi se întorc lucrurile. La terapist e unknown, deci poate să vină foarte repede, cum poți să dureze la fel de mult ca la prapor. Diferă prețul. Vedeți, prapor are 12.000 500, de exemplu, pe itemele pe care eu le asigur, terapist îmi cere 17.000. 17 deci prețurile sunt diferite aici. Uh, merit asigurat, dar trebuie să știți că nu tot timpul itemele voastre se întoarcă. Pentru că în cazul în care muriți, dacă itemele voastre sunt colectate de un player în joc, nu o să vi, vi se mai întoarcă. În schimb, dacă itemele voastre nu au fost colectate de nimeni, se termină timpul de ride și nimeni nu a colectat itemele voastre, atunci prin asigurare o să le reprimiți înapoi. Deci, cam asta e treaba cu PMC în momentul în care joci. În schimb, în momentul în care intri în modalitate SCAV, Scav o să-l aveți tot timpul random. Deci o să fie ran, o, o armă random, o să fie un backpack random, o să fie uh, un rig random, puteți să nu aveți backpack deloc, uh, puteți să aveți armură cum puteți să nu aveți armura, puteți să aveți cască, cum puteți să nu aveți cască. Uh, când intrați ca PMC în joc, o să începeți tot timpul de la începutul raidului, uh, raid deci o să începeți de la minutul... Zero, ca să zic așa, când începe toată lumea. În schimb, ca scav, uh, timpul este random. Adică puteți să intrați la palp după gen 10 minute după ce PMC-ul a început meciul, cum puteți să intrați gen în ultimele 10 minute de meci. O altă chestie pe care trebuie să o știți despre scav, în momentul în care intri în modalitate scav, poți avea la tine, în buzunare, în rig sau un backpack, cam orice item din joc. Bineînțeles, itemele temele valoroase sunt mult mai rare decât cele comune, dar există posibilitate, adică am văzut persoane care au spunat cu uh, chestii care valorează foarte foarte mult. Adică există și posibilitatea aia. Și cam astea sunt cele două modalități de joc pe care noi putem să le facem pe joc. Acum, avem caracterul, unde aici în stânga ne facem practic. Uh, loadout-ul cu care noi vrem să intrăm în ride, în momentul în care intrăm în modalitate PMC. Uh, avem acest gamma container, în cazul meu gamma container, pentru că containerul poate să fie diferit în funcție de versiunea de joc pe care voi o aveți. Puteți să aveți un container de 2x2, puteți să aveți acest gamma container, sau dacă faceți quest-urile până la sfârșit, puteți să primiți un alt container care are încă 3 sloturi în plus față de containerul pe care l am eu. De ce e foarte important containerul ăsta? Pentru că e foarte important pentru că în cazul în care un player vă omoară, poate să colecteze de pe voi absolut orice, mai puțin armor bandu și mai puțin ceea ce voi aveți în acest gamma container. Deci, practic, în raid, dacă vă găsiți un bitcoin, de exemplu, care valorează în momentul de față foarte, foarte mult. Uh, convine să scoateți ceva din containerul vostru, să puneți bitcoinul, ul pentru că chiar dacă voi, să zicem, vă moară cineva, ați pierdut tot ceea ce aveați pe voi, dar ceea ce aveți în container vă rămâne. Și atunci, în momentul în care ați murit, ați ajuns la ecranul ăsta, nu mai aveți nimic pe voi, pentru că o să fiți așa. Scoateți bitcoinul de aici, mergeți gen la terapist, nu puteți să-l vindeți pe flea, dar puteți să-l vindeți la traderi. Deci, cam asta e chestia cu gama containerul. Uh, sunt diferite containere pe care voi puteți să le cumpărați pentru stash, pentru că o să vedeți că la un moment dat stash-ul vostru o să pară foarte mic, pentru că o să acumulați diferite chestii uh, care nu o să vă mai încapă și nu o să știți să faceți cu ele. Și atunci aveți diferite containere, cum ar fi TIC, case, pentru, în care puteți să puneți aproape orice și vedeți că vă oferă foarte mult spațiu, Lucky Scav uh, Jambox, care vă permite să puneți tot felul de iteme de genul acesta și vedeți că este destul de, ma de mare. După care avem medicale, în care putem să punem tot felul de medicale, eu mi le-am organizat aici, dar nu sunt diferite, adică toate fac același lucru. Dacă este vorba de chestii medicale, merg în el. Adică, ai, fac ăsta, asta, pot să-l pun și aici unde eu îmi țin siringile. Avem uh, aceste containere pentru food and drink, unde putem să băgăm tot felul de chestii care țin de food and drink. Uh, avem containerele pentru ammo, ammo case-urile, unde putem să ținem tot felul de uh, muniții. Mai avem MacBox-urile, vedeți uh, aici se țin toate încărcătoarele, Money Case, Grenet Case, deci sunt diferite case -uri. nu le am pe toate, sunt unele pe care nu le vedeți aici. Dacă mergi pe Flea și cauți Simplu Case, o să vedeți toate case-urile care sunt disponibile. Vedeți Grenet Case, Item cases de exemplu, care e un case, uh, e un container. Uh, general, ca să spun așa, puteți băgați orice în el, Asta, aceasta este dimensiunea pe care o are. Uh, Mac case-ul pe care vi l-am arătat, money case-ul, case, de exemplu, uh, este un container de această mărime, de 100, după cum puteți vedea. Aici, practic, pentru cine vrea să țină urile playerilor pe care îi omoară, poate să le bage aici. Mai avem tick weapon case, unde vorbim de un container pentru arme și bucăți de arme, attachment-uri. Uh, Ticul pe care l-am văzut mai devreme, la mine, este un tic random, în sensul în care putem să băgăm cam orice în el. Med, l-am văzut, pentru chestii medicinale. Pistol case, unde merg pistoalele. Weapon case, este similară cu tic weapon case. Vedeți, prețul diferă pentru că diferă și mărimea case-ului, adică avem aici, am deschis Tick Weapon Case-ul și aici avem Weapon Case-ul. Deci vedeți diferența între Tick Weapon Case și Weapon Case. Dock Case, unde putem să băgăm chei, cheile care ne sunt necesare pe hărțile pe care jucăm uh, și alte chestii. Și am o case-ul pe care vi l-am arătat. Acum, pentru chei, de exemplu, mai avem și alte case-uri pe care putem să le folosim, ca, de exemplu, kitul, în care putem să băgăm chei, vedeți, eu aici am diferite chei. Sau avem SIC, care este tot un uh, container pentru chei, după cum puteți vedea. Cheile sunt foarte importante uh, pentru hărțile pe care le jucați, deoarece, de obicei, Uh, lutul cel mai bun se află în uh, camere care sunt încuiate și ca să puteți să le descuiați trebuie să vă luați uh, aceste chei. Uh, vendori. Avem aici diferiți vendori de la care putem să cumpărăm diferite chestii. Vedeți, de exemplu, la prapuri avem o grămadă de glonțe de diferite tipuri, uh, meguri, uh, attachment pentru arme, arme câteva armuri, deci avem diferite chestii. Acum, toate chestiile astea voi le deblocați uh, crescând nivelul traderilor. În sensul în care, vedeți aici, este nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 și nivelul 4, ar fi, care ar fi maximul, max levelul fiecărui trader. Uh, dacă voi începeți jocul acum, spre exemplu, sunteți la nivelul 1. Vedeți, acestea sunt toate lucrurile pe care voi o să puteți să le luați de la prapor. În momentul în care o să deblocați uh, nivelul 2, sunt câteva chestii în plus pe care puteți să le luați. Și tot așa, până când ajungeți la nivelul 4, adică aveți tot venderul complet cu, cu toate itemele pe care vi le poate oferi. Chestia asta se aplică pentru fiecare vendor. Vedeți în momentul de față eu am Prapor, care este la nivelul 4 pentru ca în la nivelul 4, schier la nivelul 4, Peacekeeper nivelul 4, și mai avem mecanic Ragman și Yeager, care momentan sunt la nivelul 3. De ce sunt la nivelul 3? Vedeți aici. O să vedeți pentru fiecare nivel chestia asta, Current atitud. Eu în momentul de față sunt la nivelul 3. Am level 39 pe joc, cum vezi levelul pe joc. Uh, foarte simplu, mergi la character, intri la skills și vezi momentan sunt la nivelul 39, mai am nevoie de 27 27.000 și ceva de puncte XP ca să ajung la level 40. Așa poți să dai seama de nivelul tău, dar poți să vezi și de aici, deci îți arată momentan, practic aici ce zici, momentan tu ai level 3 în cazul meu la Ragman, uh, pentru că sunt pe el. Ai level 39 și aceasta este reputația. Eu am o reputație cu Rangman de 1.78. Și îmi spune, next loyalty level, adică următorul nivel de loialitate uh, pe care îl deblochez. Adică, în cazul meu, ar trebui să deblochez acum nivelul 4 ca să am full vendor -ul Și îmi spune, ai nevoie de level 40, vedeți că e în roșu pentru că în momentan sunt la 39 el vrea 40. Și ai nevoie de 0.60 reputație plus 2.5 milioane spend. Adică trebuie să cheltui cu el, cumpărând și vânzând chestii la el, uh, să cheltui cel puțin 2.5 milioane. Eu în momentul de față cu el am 1.6 milioane, deci nu am niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Reputația mea e de 1.78, el îmi cere 0.60, deci nu am niciun fel de problemă. Singura problemă pe care o mai am, ca să zic așa, este că el cere level 40 eu încă stăm la 39. Deci în momentul în care o să ajung la 40, automat o să-l deblochez și pe el la, uh, la level 4. Deci o să-l am full. Acum, cum putem să facem reputația cu vendorul? Pentru că vă arăt, de exemplu, un caz aici, Iagăr, mi îmi spune Carat Attitude 3, level 39, reputație 044, money spent 5.7 milioane. Adică uh, ai momentan cu acest trader nivelul 3, ești la level 39, ai reputație 044 cu el și ai cheltuit 5.7 milioane. Și îmi spune Lex, loyalty level. Deci ca să-l deblochez la 4, eu am nevoie de level 33, pe care l-am deja de ceva timp pentru că am un level 39. Uh, îmi spune că trebuie să am cheltuit 2.3 milioane, eu am 5.7 milioane, lucru care în roșu, care nu-mi permite să-l deblochez, este reputația. Adică eu momentan am reputația cu el 0.44, iar el îmi cere 0.50 minim ca să-l deblochez la ultimul nivel. Cum pot să fac eu această reputație cu Yager? Acest lucru, bineînțeles, se aplică pentru toți vendorii. Simplu. Noi avem task de făcut. Fiecare vendor pe care mergeți o să aibă aici sus butonul Task. De aici voi o să puteți să acceptați misiuni și o să le puteți completa. Lucrul acesta este foarte important pentru că fără chestiile astea, fără a face uh, tascuri nu o să puteți să mergeți mai departe în joc, adică o să fie foarte greu pentru că faceți XP foarte greu, uh, aveți foarte multe chestii care sunt blocate la vendor pentru că trebuie să îi deblocați pe el să le aveți, uh, lucruri care, de exemplu, pe flaf costă foarte puțin, adică, nu știu, de exemplu, avem aici gloanțe SPP pentru VSS sau ASVAL care de la prapor se vând cu 1292 de ruble pentru fiecare glonț. Dacă voi nu deblocați chestia asta, o să fiți obligat să le cumpărați, spre exemplu, de pe Flea. Pe Flea, în momentul de față, prețul este cam același, dar sunt alte exemple, multe alte chestii, atât atașamente de arme, cât și glonțe, care la vendori. Chiar dacă stocul e limitat și iei mai puțin din când în când pentru că vendurile aici se restează de fiecare dată, deci practic își reumple stocul, le luați la un preț mult mai mic decât la prețul de pe flea și atunci convine să faceți tascurile faceți tascuri și faceți reputație. Vedeți, mă întorc la Jäger, la cel la care eu nu am reputație. Vedeți, eu am 0.44, el îmi cere 0.50. Asta înseamnă că eu ar trebui să fac 0.06 uh, reputație. Și aici văd tascurile mele. Uh, sunt, aveți aici o explicație pe care vă dă, din care teoretic ați putea să înțelegeți cam ceea ce trebuie să faceți. Vă mai explic încă o dată aici. În cazul în care vi se cere să, nu știu, să faceți kill-uri, de exemplu ca aici, kill 3 CIS și așa mai departe, vă explică ce trebuie să faceți, un pic mai ușor de înțeles, sunt alte chestii care sunt puțin mai greu de înțeles, puteți să căutați pe uh, Wikipedia Tarkov uh, numele de la Quest și o să aveți acolo toate explicațiile, locații, dacă trebuie să luați un obiect și să-l aduceți uh, lui Yeager, spre exemplu, sau pentru cine face tascul. Și vedeți aici care este reputația pe care vă dă. În cazul ăsta, dacă eu aș face task-ul ăsta, aș câștiga 0.04, asta ar însemna că pe mine m ar duce la 0.48 și mi-ar mai trebui 0.02 ca să am cei 0.50. Pe lângă reputația pe care vă o câștigați aici, câștigați și XP, care vă ajută să uh, vă ridicați nivelul uh, Și... Alte chestii pe care ei vi le dau. Vedeți, în cazul ăsta sunt ceva muzzle break uh, și chestii de genul ăsta. Uh, aici, de exemplu, sunt doar ruble, plus, uh, bineînțeles, uh, reputație, plus XP. Aici sunt câteva obiecte, tot felul de chestii. Vedeți, de exemplu, aici, făcând această quest să le elimin pe Sanitar, aș câștiga 0.2. Asta însemna că de la 0.44 aș sări direct la 0.64 reputație, ceea ce ar fi ok. Totodată mi-ar scădea 0.2 de la terapist dar l-aș duce pe Jäger la level 4 și mi-ar da, de exemplu, și un vizor de termal din ăsta, care aș putea să-l vând, de exemplu, pentru că toate itemele care le primiți la questuri sunt fine ride, deci puteți să le vindeți pe Flea, aș putea să-l vând și aș lua o grămadă de bani. Deci, cam asta e treaba cu vendorii, cu questurile, foarte important ca voi să faceți questurile. Câteva cuvinte despre Flea Market. Vedeți aici este Flea Market. Flea Market nu este altceva decât un market, nu știu, ca să vă spun un fel de OLX unde toată lumea poate să pună în vânzare orice obiect de este find and ride și toată lumea poate să intre și să-l cumpere dacă are uh, banii necesari. Uh, este foarte bun pentru că sunt foarte multe obiecte care la vendor nu le găsiți, în schimb le găsiți pe flea și puteți le cumpărați. Nu tot timpul este cel mai bun, cea mai bună opțiune flea pentru că de multe ori unele chestii sunt mai ieftine, de exemplu la vendor dacă le deblocați decât pe flea, dar vă pot ajuta, flea vă poate ajuta foarte mult, mai ales pentru că uh, puteți să cumpărați diferite chei pentru hărțile pe care le, le jucați. Important de știut despre FLEA este faptul că acest market o să vă fie deblocat doar în momentul în care voi ajungeți la level 10. Uh, vedeți, despre levelul ăsta vorbesc. Deci doar când o să ajungeți să deblocați level 10, o să puteți să accesați FLEA și să puneți itemele la vânzare. Iar ultimul lucru de care vreau să vă vorbesc este hideout-ul. Ca să înțelegeți puțin despre ce este vorba, la început nu o, să vedeți, nu o să aveți nimic aici. Uh, acestea sunt lucruri pe care voi le construiți, practic. Uh, în momentul în care o să mergeți pe chestiile astea, uh, nu o să arate așa. După cum v-am spus, la mine hideout-ul este la maxim, deci l-am uh, construit tot până la ultimul nivel. Sunt diferite nivele pentru hideout. Vedeți aici 0.3, 0.3, 0.3 pentru că este la level 0.3. Uh, vise. Just, jocul o să vă ceară practic uh, ori un uh, niște iteme de care aveți nevoie, ori trebuie să fiți la un anumit nivel și așa mai departe uh, ca să puteți să construiți fiecare din chestiile astea. Acum, pentru ce sunt utile chestiile astea? Uh, începem de la shooting range, de exemplu unde eu pot să intru în hideout și nu cred că am o armă nu am o armă dacă eu merg și îmi pun o armă, de exemplu, nu știu, asta cu avem aici, intru un hideout, sunt aici, la shooting rage, eu pot să-mi încerc arma. Adică, dacă eu modez o armă, așa pot să o probez înainte să intru în rage, să risc să o pierd, să văd dacă îmi place arma sau nu. După aceea sunt lucruri pentru crafting, adică lavatori, workbench, intelligence center, uh, eu le creez și aici practic pot să mi creez alte iteme, adică dacă adun 10 zipuri și 10 brichete pot să creez o tanică de benzină, de exemplu. Uh, nu multe dintre ele nu sunt foarte utile, ca să zic așa, adică nu nu te prea ajută cu nimic, nu le folosești. În schimb, ce găsesc eu foarte util la chestia asta, vedeți, pe, de exemplu, workbench-ul îmi permite să fac lanțe, și grenăzi și dif diferite chestii. Ce sunt foarte utile chestiile astea? În primul și în primul rând, pentru că sunt anumite questuri care o să vă ceară, de exemplu, nu știu hai de să vă arăt, uh, să dați două VPX-uri ca să faceți misiunea respectivă. Acum, VPX, de exemplu, uh, e un obiect pe care îl găsești foarte greu, trebuie să joci foarte mult rezerv sau labs ca să poți să găsești un obiect de genul ăsta. Și trebuie să joci foarte mult și riscurile sunt foarte mari și foarte greu de găsit și foarte frustrant. Mai ales că tu obiectul ăsta poți să-l cumperi de pe Flea Market, dar toate obiectele pe care tu le dai în quest, trebuie să le predai pentru un quest, trebuie să fie fain din raid. Dacă obiectele sunt fain din raid, înseamnă că le ai găsit un raid. Tu nu poți să cumperi, dacă tu cumperi un obiect de pe Flea, cine a pus obiectul respectiv, l-a pus ca fain din raid dar tu în momentul în care l-ai cumpărat nu mai este Finding din raid, deci nu poți să-l predai ca obiect pentru, uh, pentru, quest. Și atunci sunt foarte utile chestiile astea că tu să, uh, poți să produci în hideout-ul tău, pentru că toate obiectele pe care tu le produci în hideout-ul tău, ți le dă ca jocul ca find din raid. Și atunci tu poți să le dai pentru questurile tale și poți să scapi de niște questuri foarte dificile, ca să zic așa. Vă explic două secunde și chestia cu Finding Raid-ul. Uh, cum îți dai seama în primul și în primul rând dacă un obiect este Finding Raid sau nu? Uh, dacă avem chestia asta de ok, vedeți aici jos, acesta este un obiect Finding Raid, vedeți și la ăsta și la ăsta. În schimb, ăsta, de exemplu, nu este. Deci nu avem uh, cerculețul ăla, deci uh, nu este find Finding Raid. Care e diferența? Dacă eu vreau, de exemplu, să vând lucrul ăsta, o să încerc să îl bag pe market. Vedeți că nu pot. Spune aici, you can sell an item which was not found in raid. În schimb, unde vedeți chestia asta, vedeți că se pot pune pe flea. Adică tot ce este find in raid eu pot să vând în flea, ce nu este find in raid nu pot să vând pe flea. În schimb pot să-l vând, de exemplu, la uh, trader. Adică dacă mă duc aici, vedeți că pot să-l vând cum am un obiect care cum am un obiect find din raid și unul care nu este find din raid, simplu. Toate obiectele pe care eu le colectez într un raid uh, care au spawnat ca loot în raid, deci nu aduse de alți uh, playeri și le extrag afară, le aduc la mine în hideout, sunt find din raid, deci o să am chestia asta pe ele. Dacă în schimb gen Uh, ia obiectul ăsta, e să zicem că este find in raid, eu îl pun în pouch, mă omoară cineva, a murit, eu îl scot afară pentru că l-am în containerul ăsta pe care nu pot să-l luteze nimeni, nu mai este find in raid. Deci trebuie să supraviețuiești, să extragi cu obiectul respectiv și foarte important să fie un uh, raid survived, deci să nu fie run through. O să vedeți când uh, extrageți de pe hartă, vă dă acolo, vă scrie cu verde, survive. Dacă intrați, de exemplu, pe Factory, să dau un exemplu, o hartă foarte mică și alergați doar de unde ați spawnat la un punct de extracție și extrageți imediat, o să vă dea rantru, pentru că nu ați acumulat destul XP ca să faceți survive. Ca să faci survive, eu, de exemplu, dacă găsesc un obiect foarte, foarte, foarte costos și sau îmi trebuie foarte mult uh, Finding raid, ca să nu știu, să reușesc să extrag obiectul respectiv, dacă reușesc să ajung foarte repede lângă un punct de extracție, nu extrag, mai stau puțin, mă ascund eventual undeva și aștept să treacă 10 minute din uh, meci. Adică știu când am început, la minutul 45 de exemplu, undeva sub minutul 35, intru în punctul de extracție și extrag și o să fiu sigur că uh, round-ul ăla nu o să fie rantru, o să fie survive, deci automat obiectul meu o să fie find in rate. În in Hideout încă două lucruri interesante, pe lângă altele, v-am spus, în chestii de craftat, Jack Workbench, lavatorii, intelligence, vedeți aici aveți nutrition, unde faceți tot felul de chestii pentru mâncat și băut, aveți match station, unde puteți crafta craftați tot felul de chestii medicale. Două chestii foarte interesante și cu asta închid pentru că video destul, deja este destul de lung. Bitcoin Farm, pe care puteți să o dezvoltați cu care puteți să, să formați bitcoinuri, uri puteți băgați în ea inițial pentru că și aici vedeți este level 3, o să aveți level 1 care uh, o să vă dea posibilitatea să băgați maxim 10 grafic card -uri. o să aveți după aceea dacă faceți level 2 maxim 25 de grafic card dacă nu greșesc, iar la level 3 care este level maxim o să puteți băgați 50 de graphic-card-uri, momentan eu am 30. Care este diferența? Cu cât uh, băgați mai multe graphic card cu atât timpul de farming pentru fiecare bitcoin în parte este mai mic. Foarte important și ne ajută foarte mult, mai ales în momentul de față când un bitcoin costă peste 800 de K. adică vedeți, uh, probabil s-a văzut pe înregistrare acum vreo 15-20 de minute, uh, mi-a părut scris faptul că un bitcoin este gata, vedeți unul din trei, pot să-l colectez. Uh, a început producția pentru următorul Bitcoin. Asta înseamnă că undeva la 10 ore și vreo 20 25-30 de minute, ceva de genul ăsta, cu 30 de grafic carduri, eu fac un bitcoin. Și aia, practic, sunt bani gratis, singurul lucru de care aveți nevoie este ca generatorul vostru să funcționeze în continuu și sunt bani pe care îi produceți, practic, gratis. Un, um, cel de-al doilea lucru de care vreau să vă vorbesc în hideout este scav case-ul unde practic tu pe o anumită sumă de bani, 85 de cap, 7000 mi se pare și 1000 sau ceva de genul ăsta, sau un moonshine sau un dock case. poți să trimiți cavităi au timpuri diferite, vedeți, practic îi trimiți pe hartă să-ți aducă niște obiecte și ei pot să ducă practic orice obiect din joc, depinde de norocul tău. Poți să aducă chestii care să valoreze zeci de milioane, cum poți să aducă chestii care valorează 2K. Deci așa, un fel de rulet aici, ca să spun. Bun, cam acesta a fost videoul. Uh, am încercat cât de mult posibil să țin videoul cât mai strâns. Sper să nu mă fi pierdut în idei. Sper că m-am făcut înțeles. Dacă aveți alte întrebări, sau doriți alte tutoriale mai profunde, ca să zic, pe anumite chestii, nu știu, pe case pe tascuri, pe hideout sau așa mai departe. lăsați un comentariu uh, cu ceea ce doriți să știți. O să încerc să vă răspund dacă pot să vă răspund acolo. Dacă nu, o să fac tutoriale pentru ceea ce vă îmi cereți. Uh, aveți acolo și un link de discord dacă vreți să vorbim mai mult și dacă vreți să ne jucăm împreună. lăsați și un like. Vă mulțumesc mult. Have fun!